Bună ziua și bine ați venit la ediția de august a proiectului nostru Mari iubire al literaturii universale. Astăzi am o invitată specială alături de mine, pe doamna Mihaela Martin, care este prietena mea de suflet și este o invitată specială pentru că s-a implicat foarte mult în această ediție și pentru că avem niște daruri de suflet împreună legate de Paulo Coelho. Despre acest scriitor brazilian este vorba în ediția noastră de astăzi. Și înainte de a o lăsa pe Mihaela să vorbească, Mihaela, bine ai venit! Bine te-am găsit! Mă bucur cu tot sufletul că ești și astăzi alături de mine, alături de noi. Și înainte de a te lăsa să vorbești, aș vrea să prezint un pic tablourile tale, pentru că sunt minunate și veți vedea că au o foarte mare legătură cu subiectul nostru de astăzi. Dintre toți sărbătoriții acestei luni, dintre toți mari scriitori ai acestei luni, printre care se numără și Marin Preda și Guy de Maupassant, Paulo Coelho îmi este cel mai drag, de aceea am ales să-l prezint astăzi. Cu el am început proiectul anul acesta și am discutat despre Alchimistul în ianuarie împreună cu Laura Nițescu. Dar de această dată, pentru că el este născut în luna august, m-am hotărât să vorbesc puțin despre el ca om și despre opera lui. Vom discuta despre mai multe cărți, dar în special despre Zahir, o carte care, alături de Alchimistul, pe mine m-a impresionat și m-a influențat într-un anume mod, într-un mod lumină, pot să spun, pentru că datorită acestor două cărți a apărut și volumul meu de versuri oriental, pentru că am și eu ca orice om zahirul meu. Și în această ediție vom vorbi puțin și despre omul Paulo Coelho și despre scriitorul Paulo Coelho și despre omul Paulo Coelho, acela care își arată în fiecare carte sufletul și poveștile de dragoste. Întorcându-mă la tablourile Mihaelei, trebuie să încep cu cu Fata în Mov. El a mai apărut la câteva emisiuni, mi este foarte drag și uite, Mihaela, trebuie să-ți mulțumesc pentru acest dar de suflet. Știi că mie mi-a plăcut foarte mult tabloul de când l-am văzut. Mi se părea că mi se potrivește mie, pentru că eram într-o perioadă când scriam, când l-am văzut și mi l-ai dăruit, scriam chiar la volumul oriental. Și eram puțin așa cu spatele spre partea asta de lume și cu fața spre deșertul Sahara. Și mă bucur că se potrivește și în decorul nostru de astăzi, pentru că eu l-am adus, pentru că mi se pare, asociez fata din pictură, din tablou, cu Esther, cu personajul principal din volumul Zahir, cu soția scriitorului, cea care dispare la începutul romanului. Și această pictură, ea cu fața spre o nouă lume, cumva spre o nouă alegere, mi se pare foarte potrivită pentru începutul romanului. Celelalte două tablouri sunt o surpriză, mi le-ai adus tu astăzi, da? Ne povestești un pic așa despre ele? Da. Mulțumesc pentru invitație, în primul rând. Cu mare, mare drag, întotdeauna. Mulțumesc. Cele două tablouri m-am gândit că sunt, se potrivesc cu Fata în Mov, oarecum, chiar dacă culorile diferă. Acela este un tablou cu o fată, l-am numit eu Aerul culorilor mele. Așa se numește, chiar dacă este o fată îmbrăcată în toate culorile curcubeului, tot așa pleacă spre lumea ei, spre, eu știu, imaginarul, ce, spre bine, spre fericire, spre iubire. Spre fericire, da. Odată ce are toate culorile iubirii.
Și celălalt, pe când celălalt este oarecum de vară, tabloul acela, este o fată care nu are inhibiții sau, eu știu, este foarte liberă în alegerile ei, în viața ei. Cam așa... Cam așa l-ai văzut tu? Așa l-am văzut. Îmi permit să spun acum și la ce m-am gândit eu când l-am văzut. Uite, chiar se potrivesc cu tema noastră de astăzi. Eu, dacă ar fi să le așez așa într-o ordine, aș alege fata în MOV prima, deci momentul plecării lui Esther din romanul Zahir. Al doilea ar fi tabloul cu fata în rochie galbenă, pentru că o văd, eu galbenul îl văd ca pe o culoare a soarelui, o culoare solară foarte caldă, o culoare care ne încălzește și nouă sufletul și cred că se potrivește cel mai bine căutărilor personajului din mijlocul acțiunii. O să vă și prezint pe scurt romanul imediat și o să vedeți despre ce este vorba. Și cred că, așa cum ai descris-o tu, tot cu spatele la noi, dar cu fața spre un cer senin, așa cum îl văd eu, este momentul în care ea pleacă de acasă pentru a se căuta pe sine. Iar cel de-al treilea tablou, cel intitulat Aerul culorilor mele, se potrivește pentru finalul romanului, în care veți vedea ce se întâmplă. Nu vreau să vă dezvălui de la început foarte mult. Îți mulțumesc, Mihaela. Scuze. Da, cum să nu? Vin și în această ordine, dar privind aceasta în MOV, poate să fie o fată la început, mai tânără, nu prea are experiență. Apoi vine cealaltă, într-o altă etapă a vârstei, da, și aceea în deplinătatea maturității. Exact, da, da, exact ca și personajele din romanul Zahir, care fac și ele o călătorie, la fel ca și... Da, este foarte bine că, iată, ne deschid drumuri noi și uși noi și scrierile pe care le discutăm și operele acestea plastice pe care le privim și de care ne bucurăm la emisiune. De aceea te-am și invitat, pentru că sincer am simțit nevoia să văd cumva acest roman prins într-o culoare, într-o pictură, într-o operă plastică, în ceva care să aibă formă și contur. Prima, eu am aici o ediție a romanului Zahir, este a doua copertă. Prima copertă era mult mai frumoasă și mai misterioasă și parcă invita mai mult la lectură, exact ca și tablourile tale care invită la meditație, și era o siluetă feminină așa blurată, cumva neclară, pe fondul acela al deșertului. Culorile erau foarte frumoase și faptul că silueta era neclară te invita la lectură, te invita să descoperi de ce este neclară și de ce scriitorul a ales-o așa. Tind să cred că Paulo Coelho, în care eu mă regăsesc foarte mult, pentru că are niște idei foarte, foarte frumoase și pline de lumină, tind să cred că nu-și scrie operele și nu-și alege la întâmplare nici felul în care și le structurează, nici coperta volumelor. Și dacă nu-i aparțin lui, oricum este foarte bine sfătuit, îndrumat de editori, cum să le conceapă astfel încât să fie misterioase. Bun, cred că putem să începem o mică incursiune în viața scriitorului. M-am oprit asupra aspectelor mai importante, pentru că deși vorbim despre operele lor, am constatat că foarte multă lume nu știe multe date despre scriitori și de când lucrez la acest proiect și citesc și mă documentez așa lună de lună ca să văd ce aduc în fața prietenilor mei,
Am observat că oamenii scriu din sufletul lor, din ceea ce sunt, din ceea ce trăiesc, din ceea ce îi bucură sau îi întristează. Și observația aceasta am făcut-o și vis-a-vis de Paulo Coelho. El este un scriitor brazilian, născut în Rio de Janeiro pe 24 august 1947. Este fiul lui Pedro, de profesie inginer, și al Ligiei, casnică. Are o viață și o copilărie foarte interesantă. La vârsta de 7 ani a intrat la școala ezuită San Ignacio din Rio de Janeiro și a câștigat primul său premiu literar într-un concurs școlar de poezie, iar sora lui Sonia își amintește cum și ea a câștigat un premiu pentru eseu prezentând o lucrare pe care, de fapt, fratele ei, Paulo, o aruncase la coșul de hârtii. Din Publishing Trends aflăm că Alchimistul s-a aflat pe locul 6 în lume ca vânzări în 2003, deci acum 20 de ani, probabil că acum este undeva într-un loc mult mai în față. 11 minute, o altă carte a scriitorului Paulo Coelho, a fost pe primul loc peste tot în lume, cu excepția Angliei, unde s-a aflat pe locul al doilea. Zahir, romanul despre care vom vorbi astăzi, publicat în 2005, s-a situat pe locul 3 pe lista de bestselleruri, după Codul lui Da Vinci și Îngeri și Demoni de Dan Brown. Alchimistul este unul dintre cele mai frumoase romane care s-au scris vreodată și cred că este cea mai cunoscută opera a scriitorului Paulo Coelho. A fost chiar denumit, după apariție, unul dintre cele mai importante fenomene literare ale secolului 20. Este pe primul loc în listele de bestselleruri din 74 de țări, vânzându-se până acum în 35 de milioane de exemplare. Alchimistul i-a adus autorului în 2008 un record Guinness pentru cea mai tradusă carte, el fiind tradus în 67 de limbi. Și chiar mă gândeam că Alchimistul a fost cel care ne-a apropiat și pe noi, pentru că a fost o emisiune care știu că ți-a plăcut mult, Mihaela, și mie mi-a plăcut să recitesc cartea și să-mi amintesc de prima ei lectură atunci când eram studentă și după emisiune, pentru că foarte multă lume m-a sunat și mi-a spus că m-a urmărit și le-a plăcut emisiunea, chiar am făcut cadou această carte mai multor persoane, printre care și ție, și cu tot sufletul. Deci eu de câte ori fac un cadou, îl fac cu tot sufletul și nu îl fac întâmplător, mai ales cărțile. Le dăruiesc persoanelor care știu că le citesc, le simt așa cu tot sufletul, așa cum faci tu la fiecare emisiune de-a mea și le prețuiesc. Deci oricum a fost dăruit cu toată prietenia, pentru că este o carte care într-adevăr cred că a schimbat multe destine și a unit multe suflete. Mi se pare o carte de citit în orice moment al vieții, dar mai ales atunci când ai o întrebare sau mai multe la care nu găsești răspuns. Și voiam să te întreb dacă tu ai vreun pasaj din Alchimistul care îți place mai mult decât altele? Ai ceva? Mie mi-a plăcut cel cu universul. Atunci când ne dorim ceva din tot sufletul, universul întreg conlucrează pentru a ne îndeplini dorința și într-adevăr așa este. Una dintre sau unul dintre lucrurile frumoase care mi s-au întâmplat în ultimul timp și la care am fost atentă tocmai pentru că am parcurs câteva din cărțile lui Coelho, a fost acesta, că universul participă la îndeplinirea dorințelor noastre,
că suntem ceea ce gândim și ceea ce simțim și că, într-adevăr, avem puterea de a aduce din interior în afară și de a face lumea mai bună sau mai puțin bună în funcție de ceea ce gândim și ce simțim. Este o idee care transpare și din romanul Zahir. Mi se pare foarte interesant că în fiecare din cărțile sale apare această idee că universul conlucrează pentru a ne ajuta să ne îndeplinim dorințele și că fiecare personaj se află într-un moment mai delicat al vieții lui, moment din care iese cu ajutorul unei călătorii. De fiecare dată când personajele lui sunt prinse în întrebări, în întrebări fără răspuns, în situații limită, ei găsesc răspunsul într-o călătorie. Cartea Zahir ți-a plăcut? Da. Ți-a plăcut și Zahir, nu? Și Zahir. Poate că mai mult decât alchimist, să zic așa. Poate mai mult. Da, eu am... mi-a plăcut alchimistul foarte, foarte mult, dar așa cum am spus într-o altă emisiune, am avut acest... nu mai știu de unde, am avut acest nume Zahir scris într-un jurnal de-al meu chiar din primul an de facultate. Nu cred că e posibil să fi găsit și această carte și să-mi fi plăcut numele. Cert este că a rămas acolo pe caiet și l-am găsit anul trecut exact în momentul în care mă hotărâsem să scriu ceva așa cu aer oriental și prima idee care mi-a venit a fost să pun numele personajului masculin Zahir. Și chiar mă gândeam acum că este foarte interesant ce înseamnă acest Zahir. Cred că l-ai și tu în limba arabă, da? Este un simbol interesant. Hai să te las pe tine să ne spui un pic care ar fi semnificația în limba arabă și apoi îți spun ce idee am găsit eu. Da, mulțumesc. Zahir în arabă înseamnă vizibil, prezent, incapabil să meargă neobservat. Este cineva sau ceva cu care, odată ce suntem în contact cu el, ne ocupă treptat fiecare gând, până când nu ne putem gândi la nimic altceva. Acest lucru poate fi considerat fie o stare de sfințenie, fie de nebunie, un fel de obsesie. Un fel de obsesie, da, un fel de dor, așa. Eu am asociat acest simbol al Zahirului cu starea de dor din limba română, un dor de ceva neștiut, ca și cum ne cheamă ceva din altă viață, din străfunduri așa de inimă și nu ne lasă până când nu facem acea călătorie și nu ne satisfacem, să zic, setea aceasta de viață, pentru că ideea de Zahir este legată de fapt de setea de viață, de setea de iubire și vorbind despre Zahir, intrăm ușor, ușor și în subiectul cărții. Vreau să vă spun că este scris romanul în aceeași manieră gradat așa și foarte misterios, la fel ca și alchimistul, dincolo de călătoria pe care personajul o face în căutarea Zahirului său, care nu este nimeni alta decât soția lui, Esther. El aduce tot felul de întâlniri cu personaje cunoscute sau mai puțin cunoscute, cu personaje misterioase, face o călătorie mai întâi în Santiago de Compostela, despre care ai scris și tu, Silvia,
de curând și mi-a plăcut foarte mult și ceea ce ai scris tu și mi-a plăcut foarte mult și ceea ce a scris Coelho în romanul lui În Zahir. Se pare că a fost de fapt călătoria care l-a inspirat să scrie romanul Alchimistul. Deci este un tărâm al răspunsurilor găsite, cred, al sufletelor deschise și pline de lumină. Dacă ajungi acolo, sigur te întorci altul, nu-i așa? Da. Revenind la începutul romanului Zahir, vreau să vă citesc puțin așa, să vedeți despre ce este vorba. Vă citesc începutul ca să stabilim de unde pleacă personajul nostru. Este chiar interesant. Zice, ea, Esther, corespondent de război, sosită de curând din Irak, pentru că invazia acestei țări trebuie să înceapă dintr-o clipă în alta, 30 de ani, căsătorită, fără copii. El, un bărbat neidentificat, de vreo 23 sau 25 de ani, brunet, trăsături mongoloide, amândoi au fost văzuți ultima oară într-o cafenea din Faubourg Saint-Honoré. Poliția a fost informată că se întâlniseră și mai înainte, dar nu se știe de câte ori. Esther spunea mereu că bărbatul, a cărui identitate o ascundea sub numele de Mihail, era cineva foarte important, însă niciodată nu explicase dacă era important din punctul de vedere al profesiei de ziarist sau pentru ea ca femeie. Poliția a început o anchetă oficială. Au fost avansate ipoteze de sechestrare, șantaj, de sechestrare urmată de omor, ceea ce nu era deloc neobișnuit, întrucât munca ei o obliga mereu să intre în contact cu indivizi care aveau legături cu celule teroriste, era permanent în căutare de informații. Au descoperit că din contul ei bancar fusese răscoase regulat sume de bani în săptămânile anterioare dispariției. Poliția a considerat că asta putea să aibă legătură cu plata informatorilor. Nu-și luase cu ea niciun fel de haine, dar, în mod ciudat, pașaportul ei a fost de negăsit. El, un necunoscut, foarte tânăr, fără cazier, fără nicio pistă care se poată duce la identificarea lui. Ea, Esther, două premii internaționale de jurnalism, 30 de ani, căsătorită. Soția mea. Scriitorul este pus imediat pe lista suspecților, își petrece noaptea în închisoare sub acuzația de omor. Era foarte plauzibilă această acuzație în opinia autorităților din Paris, după care este eliberat la 24 de ore. Și se spune că nu a comis niciun delict și este liber să facă ce dorește. Numai că noaptea petrecută în închisoare nu-i dă pace. El nu înțelege ce s-a întâmplat cu soția lui, unde ar putea fi ea și mai ales de ce a dispărut, pentru că din tot ceea ce... din micul proces de conștiință pe care și-l făcuse atunci, în noaptea aceea petrecută la închisoare, totul mergea bine între ei. Și este de adus în discuție subiectul iubirii, care încă de la începutul romanului este văzută ca libertate. Da? Esther nu-l întreba nimic despre ieșirile lui și despre nopțile când lipsea de acasă, nu îl întreba nimic despre viața dinainte de ea, în schimb îl încuraja tot timpul să scrie și să se descopere pe el în scris. Un lucru pe care scriitorul nu îl înțelege până în momentul în care se trezește fără soția lui alături. Este foarte interesantă această pierdere, dacă vreți, a soției lui, care din acel moment îi devine Zahir, îi devine un dor neștiut, neconștientizat, nestins și neatins.
Și o să te las pe tine, Mihaela, pentru că și tu ți-ai făcut temele, te-ai pregătit așa când ai auzit că prezint acest roman, să ne spui un pic ce ai descoperit tu despre cartea aceasta, despre ce este vorba, despre ce fel de călătorie. Cartea este un pelerinaj despre iubire și pierdere, cum ai și zis și tu, o călătorie de autodescoperire și creștere spirituală. Zahir descrie călătoria fizică și spirituală a unei persoane pentru a-și găsi soția dispărută și descoperă în acest proces propriul său sine. Renaște cu o nouă înțelegere a iubirii. Da, de fapt, personajul renaște cu o nouă înțelegere a tuturor sensurilor existenței. Și dintre aceste sensuri, cel mai important, cel mai frumos, cel mai luminos este sensul iubirii. După noaptea aceea petrecută în închisoare, ne povestește cum iese pe străzile Parisului și se gândește că este în sfârșit liber după câțiva ani de căsnicie și încearcă să se bucure. Numai că privind chipurile trecătorilor, privind chipurile mamelor și ale copiilor care trec pe lângă el, uitându-se pe stradă, analizând un pic soarele, razele de soare, lumina, toată această libertate îi se pare dintr-o dată total neimportantă și total nepotrivită cu starea lui sufletească. Și din acest moment, de fapt, devine obsedat de soția lui pentru că o vede și o simte în ochii fiecărei femei care trece pe lângă el și se gândește că, într-adevăr, libertatea înseamnă, de fapt, această bucurie de a trăi animat de cel de lângă tine sau împreună cu cel de lângă tine. Că nicio libertate și niciun drept pe care l-ai, până la urmă în lumea asta, nu este trăit cu toată inima dacă nu este trăit alături de persoana pe care o iubești, dacă nu este lângă tine. Și este foarte interesant pentru că din acest moment începe de fapt conștientizarea faptului că el poartă în suflet un zahir, ceva la care trebuie neapărat să ajungă și să-l decodifice, să-l identifice și să-l înțeleagă pentru a se liniști, dar și zbuciumul acela, ba vrea să o caute pe soția lui, ba renunță la idee și se gândește că mai bine rămâne în Paris și scrie și scoate o carte care să îi aducă ei așa o liniște și o curiozitate de a reveni acasă și atunci începe zbuciumul lui, în momentul în care își dă seama că, de fapt, independența și starea aceasta de a fi singur nu mai are niciun farmec. Chiar mi-a plăcut un pasaj, când cineva pleacă este pentru că altcineva este pe punctul de a veni. Ceea ce... Da, și mie mi-a plăcut pasajul acesta. Mi-a plăcut foarte mult. Și cred că este, toată cartea mea este plină de pasaje pe care le-am subliniat, aproape la fiecare pagină este cât un rând sau mai multe, dar acesta, când cineva pleacă, este pentru că altcineva este pe punctul de a veni, pasajul acesta este emblematic pentru roman. De ce? Pentru că, într-adevăr, Esther a plecat, l-a părăsit, este o certitudine, dar în viața lui apar o mulțime de alte personaje, mai mult sau mai puțin misterioase, care unele îl cunosc, altele își doresc să-l cunoască, apar câteva doamne. Trebuie să spunem că personajul nostru era o fire deosebit de libertină și își permitea chiar în timpul căsătoriei
căsătoriei cu Esther să aibă tot felul de aventuri extraconjugale, deci nu era o problemă pentru el. Dar problema apare în momentul în care are această libertate, în care știe că nu-l mai așteaptă nimeni acasă și dintr-o dată nici aceste aventuri nu îi se mai pară ceva nou sau un element care ar putea să reîmprospăteze relația lui cu Esther, așa cum le văzuse până atunci. Deci apar câteva personaje feminine fără mare importanță, apare și o actriță pe nume Marie. Ea va sta cu el până la sfârșit și este, cred, un element de stabilitate în roman, pentru că ea ține, de fapt, locul soției lui și îl încurajează să o găsească. La început, relația cu ea este una fără foarte multe implicații și chiar se hotărăsc, chiar stau de vorbă și se hotărăsc să se întâlnească din când în când, să stea de vorbă, să se consoleze unul pe celălalt, și ea era îndrăgostită de vecinul ei, care nu o văzuse încă în deplinătatea calităților ei, și așadar fiecare dintre ei avea câte un zahir pe care și-l desconspiră reciproc și încep chiar să se susțină. Marie chiar îl însoțește în prima parte a călătoriei lui, în căutarea lui Esther, și scriitorul reușește chiar la începutul călătoriei să scrie o carte. Este foarte interesant. O carte pe care o va vinde foarte bine, mai bine decât oricare altă carte a sa. Și cred că, de fapt, voilà, așa este vorba despre realizarea cărții Alchimistul. Cred că ne povestește cum a scris el Alchimistul. Încerc să găsesc și fragmentul. Sper să-l găsesc repede. Este foarte interesant romanul, vă povestesc un pic așa despre tehnica folosită de Coelho, pentru că este un amestec foarte cald așa și cu o trecere foarte lină de la un gen la altul, de pagini de jurnal, de interviuri, de conversații între personaje sau de aducere aminte a unor discuții cu soția sa, cu tatăl său. Scriitorul practic își reia, sufletește toată viața de până atunci, încercând să afle motivul pentru care a plecat Esther. Am și găsit, da, cred că am găsit fragmentul în care am scris. Da, foarte frumos ni se dezvăluie așa ca personalitate literară Coelho în romanul Zahir și spune așa: pe măsură ce scriu, îmi dau seama că felul meu de a vedea lumea suferă mai multe schimbări importante. Mulți ani am studiat și am practicat magia, alchimia, științele oculte. Eram fascinat de ideea că o mână de oameni poate deține o putere imensă, care în niciun caz nu putea fi împărțită cu respectul cu restul omenirii, fiindcă ar fi fost deosebit de riscant să lași pe mâini nepricepute acest enorm potențial. E adevărat că am descoperit și câteva ritualuri care funcționau, însă am descoperit de asemenea că aceia care își spuneau maestri și deținători ai secretelor vieții, care susțineau că stăpânesc tehnici în stare să dea oricărui om puterea de a obține tot ce își dorește, pierduseră complet legătura cu învățăturile anticilor. Călătoria spre Santiago, faptul că m-am amestecat printre oamenii obișnuiți, descoperirea că universul vorbea o limbă proprie, numită semne, pe care, ca să le înțelegi, era de ajuns să privești cu mintea deschisă tot ceea ce se petrecea în jur, toate acestea m-au făcut să mă întreb dacă ocultismul era într-adevăr singura cale spre mistere.
În cartea despre acest drum, încep prin a evoca alte posibilități de dezvoltare și termin cu următoarea concluzie. E de ajuns să fii atent. Lecțiile vin întotdeauna atunci când ești pregătit, iar dacă ești atent la semne, vei afla mereu tot ce trebuie pentru pasul următor. Deci exact ceea ce ni se spune și în romanul Alchimistul. Și chiar se regăsește cu... Se regăsește în păstorul acela care traversează deșertul, chiar spune la un moment dat, vorbesc despre iubirea care îl așteaptă, așa cum Ester mă așteptase cât timp rătăcisem prin viață. Acum nu mai sunt cel care visa să obțină succesul, sunt eu însumi. Sunt păstorul care traversează deșertul, dar unde este alchimistul care îl ajută să-și continue drumul? Când termin noul roman, aproape că nu înțeleg ce mi-a ieșit. Seamănă cu un bazm pentru oameni mari, dar aceștia sunt interesați mai mult de războaie, sex, istorii, putere. Editorul acceptă totuși manuscrisul, cartea este publicată și din nou cititorii o aduc pe lista celor mai vândute. 3 ani mai târziu, căsătoria mea mergea excelent, eu făceam ceea ce îmi doream, apare prima traducere, a doua, care este un succes mai mare chiar decât prima, și iată, lent, dar sigur, îmi văd munca răspândită în cele 4 colțuri ale lumii. Acesta este începutul căsniciei sale cu Ester și felul în care ea îl convinge să scrie și să se deschidă cumva spre această viață a lor comună. Chiar spune la un moment dat scriitorul, gândindu-se la soția lui dispărută, Ester a fost singura care a înțeles un lucru simplu. Pentru a mă putea întâlni cu ea, trebuia să mai întâi să mă întâlnesc cu mine. Suntem de 8 ani împreună, cred că ea este femeia vieții mele, dar, deși din când în când, mai bine zis destul de des, îmi îngăduie totuși să mă îndrăgostesc de alte femei, nici prin gând nu-mi trece să iau în calcul posibilitatea divorțului. Nu o întreb niciodată dacă știe de escapadele mele. Ea niciodată nu aduce vorba despre acest subiect. De aceea sunt atât de surprins când, ieșind de la cinema, îmi spune că ceruse revistei la care lucra să facă un reportaj despre un război civil din Africa. Văzând că soția lui a dispărut, personajul nostru încearcă să-și amintească toate momentele în care ea ar fi putut fi răpită sau șantajată sau deci ar fi putut încearcă cumva să ajute autoritățile prin ceea ce știa, prin ceea ce îi spusese ea, gândindu-se dacă într-adevăr a dispărut din propria ei voință sau pentru că s-a întâmplat ceva. El nu știe și chiar spune la un moment dat că nu cunoaște suficient pe soția lui, că s-a îndrăgostit de ea pentru că era o jurnalistă cunoscută, frumoasă, inteligentă, discretă și o ceruse de soție după câteva luni de când se cunoscuseră pentru că îi plăcuse foarte mult felul ei de a fi. Dar iată, după cum ne mărturisește și el, nu se cunoșteau foarte bine. Nici el, nici ea nu puneau întrebări și nu era nimic care să-i apropie în felul acesta, pentru că nu-și spuseseră practic unul altuia ce-și doreau de la viață. Cred că aici intervine secretul acestei relații, nu, Mihaela? Da, așa este. Da, deci suntem într-un punct în care scriitorul este prins între a porni și a porni în căutarea soției lui și a rămâne pentru a-și continua cariera literară. Totuși hotărăște să plece în căutarea ei și o caută
peste tot. Este interesant că la un moment dat se va opri și va da o serie de, va prezenta noua carte scrisă după dispariția ei și va da o serie de autografe, moment în care apare și un personaj misterios, este ultimul din seara aceea, este tânărul Mihail, care despre care ne spune personajul la începutul cărții, da, că fusese văzut cu soția lui. Și este foarte interesantă această întâlnire, pentru că scriitorul își dă de la început seama cine este Mihail și îl privește, dă grăbit autografe celorlalți cititori și îl privește curios să vadă ce găsise soția lui la acest tânăr cu trăsături mongoloide și de ce îl numise magic. Băiatul îi se pare totuși un personaj banal, îl invită să ia cina împreună cu invitații, să au avut o masă, să zicem, de sărbătoare, așa, după lansarea de carte, împreună cu editorul și câțiva prieteni apropiați. Băiatul ezită și în final acceptă, spunându-i că de fapt el a venit să vadă dacă este bine și să transmită un mesaj. Din acest moment, personajul nostru începe să se îndoiască. Acum îi se confirmă faptul că soția lui este bine, că a dispărut din propria-i voință și faptul că Mihail a venit să-l vadă și să-i transmită un mesaj îl face să se întrebe ce joc al destinului este acesta și ce rol are Mihail în toată povestea aceasta cu dispariția soției sale. E foarte interesant. Tânărul îi spune că în fiecare joi are un program artistic la un restaurant armenesc din apropiere, scriitorul se duce și descoperă și mesajul pe care îl transmisese Esther. Acesta era să creadă întotdeauna în puterea iubirii și atunci când nu găsește răspuns la întrebările care îl macină, să găsească puterea de a descoperi iubirea. Și dacă această putere a iubirii este simțită, trăită de cât mai mulți oameni, ea are puterea de a schimba lumea. Și scriitorul merge din curiozitate, chiar într-o seară de joi la restaurantul acela armenesc, vede ce se întâmplă acolo, nu înțelege nimic. Oamenii veniți în restaurant în număr mare îl felicită și spun: a, iată, a venit și soțul doamnei Esther, cea care ne vorbea despre puterea iubirii și înseamnă că sunteți într-o muncă de cercetare, îi spune un domn. Scriitorul nu înțelege nimic, de unde o știe pe Esther, cum de știe toată lumea despre această idee a ei cu puterea iubirii și despre acest program pe care îl prezenta în fiecare joi cu Mihail. Pentru el este așa o nebuloasă totală. Și din nou se trage cortina, pentru că Mihail îi spune că trebuie să plece după ce se termină programul. Totuși, scriitorul îl invită să ia cina împreună și în seara aceea la restaurant află despre Mihail că o cunoscuse destul de bine pe Esther și că tânărul este bolnav de epilepsie. Dar îi spune că suferă de epilepsie de la o vârstă mică și la primele crize avusese și niște viziuni foarte frumoase care îl marcaseră, mai întâi cu o fetiță,
pe care ulterior o cunoscuse, apoi cu Maica Domnului. Sunt câteva destăinuiri pe care tânărul Mihaili le face scriitorului, cufundându-l și mai mult în obsesia sa pentru Zahir și în nebuloasa aceea totală, pentru că nu mai înțelege nici cine este Ester, nici de ce a plecat, nici ce își dorește ea de la iubire și de la relația lor, nici cine este tânărul acesta Mihail, care într-adevăr îi se pare ciudat. Și urmează iarăși o perioadă de zbucium sufletesc. Scriitorul se îmbolnăvește, se întoarce acasă, este spitalizat. În timpul spitalizării oscilează din nou între această dorință de a nu mai căuta pe soția lui, după care își dorește să o caute, să o găsească și să-i pună întrebarea de ce a plecat, de ce l-a părăsit. Mai târziu își amintește de cuvintele lui Mihail, de criza lui din restaurant. Îi se pare că, într-adevăr, tânărul are ceva mistic și îi se pare că și acea criză a avut, de fapt, un mesaj pe care el n-a fost atent și nu l-a primit așa cum ar fi trebuit. Și se cufundă cumva într-o depresie, într-o neînțelegere a propriilor sentimente și a propriului suflet. Chiar am găsit un alt pasaj foarte frumos în care este vorba despre una din confesiunile scriitorului. Ne spune așa: există două lumi, cea pe care o visăm și cea reală. În lumea viselor mele, Mihail spusese adevărul. Totul nu era decât un moment dificil în viața mea, o neînțelegere care apare în oricare legătură de dragoste. Ester mă aștepta cu răbdare, sperând ca eu să descoper ce greșisem în relația noastră, să mă duc după ea, să-i cer iertare și să ne reîncepem viața împreună. În lumea închipuită de mine, eu și Mihail discutam calm, ieșeam de la pizzerie, luam un taxi, sunam la ușa casei unde fosta mea soție, sau poate soția mea, pentru că acum îndoiala funcționa, iată, invers, țesea copoare dimineața, dădea lecții de franceză după amiaza și dormea singură noaptea, așteptând ca și mine să sune soneria, să intre soțul ei cu un buchet de flori în mână și să o ducă să bea o ciocolată caldă într-un hotel aproape de Champs-Élysées. În lumea reală, fiecare întâlnire cu Mihail era tensionată, marcată de amintirea a ceea ce se întâmplase în pizzerie. Tot ceea ce spunea era, se pare, rodul imaginației lui. În realitate, nici el nu știa unde locuiește Ester și nici nu mă putea ajuta să o găsesc. Deci, atât, este un moment în care scriitorul este bolnav. Nu se regăsește niciunul din personajele pe care le întâlnește și care le întreabă tot felul de lucruri despre viața alături de soția lui. Mi se pare că toată lumea îl cunoaște și cunoaște amănunte intime ale existenței lor împreună, doar el nu știe nimic și se cufundă și mai mult în această nebuloasă. Mi se pare că este victima unui complot internațional, așa? Și este foarte frumos că îmi place foarte mult un moment în care se face bine și merge la biserică. Mi-am pus, să știți, semne de carte la toate pasajele interesante, dar mi se întâmplă la fiecare emisiune. Atunci când le caut, nu le găsesc, cu toate notițele, cu toate semnele de carte. Este foarte frumos pasajul acesta și iată că pleacă de la un moment în care scriitorul se află în biserică. Este o comparație interesantă. Am găsit-o. Și deodată, în mijlocul naosului, înțeleg ceva extraordinar. Catedrala sunt eu, e fiecare dintre noi.
creștem, ne schimbăm, ne descoperim slăbiciuni pe care trebuie să le corectăm și nu alegem totdeauna cea mai bună soluție. Dar în pofida acestor lucruri, mergem înainte, încercând să ne păstrăm verticalitatea, corect, astfel încât să cinstim nu pereții, nu ușile, nici ferestrele, ci spațiul dinăuntru, spațiul în care adorăm și venerăm tot ce ne este scump pe lume. Da, suntem o catedrală, nu încape nicio îndoială, dar ce se află în spațiul din catedrala mea ascunsă? Ester, Zahirul. Ea a umplut totul. Ea este singura mea rațiune de a trăi. Deci, iată, până la urmă, credința aceasta în Dumnezeu, credința că fiecare suflet este o catedrală care trebuie umplută cu ceva frumos, cu credință, cu iubire, îl motivează să plece în căutarea iubirii a soției lui, pentru că el își dă seama că, într-adevăr, ea este zahirul ei, zahirul lui, pentru că este iubirea lui neîmplinită, iubirea pe care a conștientizat-o abia în momentul în care ea a plecat. Și este foarte interesant că, iată, de multe ori ne dăm seama de ceea ce simțim și de oamenii pe care iubim, nu când sunt alături de noi, ci atunci când nu mai sunt. Și îl motivează ideea că știe că ea există. Deci acesta este, cred, cel mai frumos raționament al iubirii. Să ne bucurăm că persoana aceea poate nu mai este alături de noi, dar există, este undeva, poate la capătul celălalt al lumii, poate a plecat pentru că s-a supărat, poate n-am fost așa cum s-ar fi așteptat, dar iată, există, a umplut un gol, a creat o poveste frumoasă, o legendă personală și iată, a devenit iubire. Dimpotrivă, sunt fericit că ea există, spune personajul nostru, mi-a arătat că sunt capabil de o iubire de care nu eram conștient, iar asta mă face să mă simt într-o stare de grație. Și accept zahirul, îl voi lăsa să mă conducă la sfințenie sau la nebunie. Și din acest moment, într-adevăr, începe ultima călătorie, cea către soția sa, după ce se face bine și se liniștește, se hotărăște să înceapă să scrie, primește un telefon, tot de la misteriosul personaj Mihail, despre care nu vreau să vă spun foarte multe, pentru că poate citiți cartea și vă bucurați din nou alături de noi. Și pleacă într-adevăr într-o călătorie, exact ca și personajul nostru din Alchimistul, ca ciobănașul Santiago, pleacă având în bagaj o singură certitudine, aceea că este îndrăgostit de soția lui și că ea este zahirul care i-a marcat existența. Bineînțeles că ajung și în deșert. Zahir putea fi și ca o fata Morgana, nu știu. Exact, da, și eu m-am gândit la, da, și eu m-am gândit la acest simbol al fetei Morgana și eu l-am asociat cu, da, și mai ales pus în fața deșertului, pentru că de câteva ori, la fel ca și englezul din Alchimistul, personajul nostru, scriitorul, se descurajează singur și vrea să se întoarcă, pentru că îi se pare că este ceva chiar simpatic aici, dacă vreți, simpatic sau enervant, nu știu cum să-l numesc, la un moment dat chiar am închis cartea și am stat un pic așa, cred că vreun sfert de oră, și m-am gândit la tot ceea ce citisem, pentru că el ajunsese în deșert și era foarte aproape de soția lui, spune Mihail, cred că am ajuns la capătul călătoriei noastre, mai avem puțin, și el spune, nu mai pot, mă întorc, pentru că am făcut destule pentru ea. Și deci a fost momentul în care efectiv m-am enervat și am zis, cum, dar stai puțin, că tu n-ai plecat
pentru ea. Ai plecat în numele unei idei, al unei iubiri, pentru tine, deci nu numai pentru ea, și pentru tine. Te-ai descoperit și pe tine și sinceră să fiu, îmi este foarte greu să înțeleg cum poate un om, deci nu mai poți să mai faci 100 de metri pentru persoana iubită, dar poți să faci 300 de mii de kilometri pentru tine ca să te întorci. Deci era clar că drumul ăla pe care îl mai avea de făcut era foarte mic. Dar cred că aceasta este tehnica lui Paulo Coelho, pentru că dacă vă amintiți, și ciobănașul din Alchimistul era gata să renunțe tocmai la sfârșitul călătoriei și revine dorința aceasta de a ajunge la destinație, personajul se încurajează cumva, se scutură de nisip, pentru că la fel ca și Santiago, și scriitorul nostru trece printr-o furtună, un deșert, reușește să înțeleagă și soarele și vântul, să le îmblânzească, și îi se pare că fiecare adiere de vânt care vine spre el îi aduce vești despre Esther și îi se pare că fiecare rază de soare îi aduce parfumul ei și cumva o simte aproape. Și atunci se remontează, se resetează și se reîncurajează singur și ajunge la destinație. Este foarte interesant că ajungem la capătul călătoriei, la capătul lumii. Ce credeți, o găsește sau nu pe Esther? Este foarte frumos finalul. Aș vrea să vi-l citesc pe tot. După tot ce i se întâmplase, după tot zbuciumul, după toată aventura prin care trecuse, după furtuna în deșert, singurul cuvânt pe care poate să îl spună lui Esther este bună. Își făcuse sute de planuri, cum o să-i spună, că este singura lui iubire, că o iubește, că și-a dat seama că o iubește, că la început nu era sigur dacă o iubește, dar acum o iubește. Este foarte simpatic, pentru că ajuns la sfârșitul călătoriei sale, iată, personajul nostru se maturizează, își găsește echilibrul, își înțelege legenda personală, își înțelege zahirul și reușește să-l hrănească cu tot ce înseamnă iubire și comunicare alături de soția lui, dar redevine în același timp și copil. Și o să vă citesc acum fragmentul în care ei se întâlnesc. Am simțit un nod în gât lej, m-am stăpânit să nu plâng și din momentul acela n-am mai simțit nimic. Am rămas privind la scena aceea, ascultând cuvintele mele pe buzele ei, înconjurat de culori, de lumină, de oameni concentrați asupra muncilor. Pentru că, într-adevăr, o găsește pe Esther undeva în Kazakhstan, într-un peisaj sălbatic, așa, de stepă, unde preda literatură și le ajuta pe femeile din zonă să țeasă covoare de mână. Lucruri la care soțul ei nu s-ar fi gândit niciodată că ea le-ar putea face. Și totuși locul era plin de lumină, iar ea părea să se simtă bine. A ridicat ochii când am intrat, a zâmbit și a continuat să citească timp de sfâșiat, timp de reparat, pentru femeile și copiii așezați pe jos cu pânze colorate în jurul lor. De câte ori Esther făcea o pauză, ele repetau fragmentul, fără a-și ridica ochii de la lucru. Esther a închis apoi cartea. Femeile au ridicat ochii și m-au văzut. Ies să mă plimb cu prietenul care tocmai a sosit, spuse ea grupului. Lecția de azi s-a terminat. Toți au zâmbit și m-au salutat. Ea a venit la mine, m-a sărutat pe obraz, m-a luat de braț și am ieșit. Bună, îi spun eu.
Te așteptam, mi-a răspuns ea. Am îmbrățișat-o, mi-am pus capul pe umărul ei și am început să plâng. Ea mângâia părul și după felul cum mă atingea, începeam să înțeleg ceea ce nu voisem să pricep. Să accept ceea ce nu voisem să accept. Am așteptat în multe feluri, spuse ea, văzând că lacrimile se potoleau încet, încet. Ca o disperată, ca o femeie care știe că bărbatul ei nu i-a înțeles niciodată pașii și că nu va veni niciodată până aici, iar atunci trebuie să iau un avion și să mă întorc și iar să plec la prima criză și să mă întorc și să mă duc din nou acolo unde am mai fost și iar să mă întorc. Vântul nu mai bătea așa de tare, iar copacii ascultau tot ce spunea ea. Am așteptat așa cum Penelopa l-a așteptat pe Ulise, Romeo pe Julieta, Beatrice pe Dante pentru a o salva. Pustiul stepei era plin de amintirile tale, de momentele petrecute împreună, de țările vizitate, de bucuriile noastre, de certurile noastre. Și atunci am privit înapoi la urmele lăsate de pașii mei și nu te-am văzut. Am suferit mult. Am înțeles că făcusem un drum fără întoarcere, iar când facem asta nu ne rămâne decât să mergem înainte. M-am dus la nomadul pe care l-am cunoscut mai de mult, i-am cerut să mă învețe să uit povestea mea personală și să mă deschidă pentru dragostea care e prezentă peste tot. Am început să învăț de la el tradiția Tengri. Într-o zi am privit în jur și am văzut dragostea reflectată într-o pereche de ochi, un pictor numit Dos. Eu n-am scos o vorbă. Nu mai înțelegeam nimic. Eram zdrobită. Nu credeam că este posibil să iubesc din nou. El nu mi-a spus prea multe, m-a învățat numai să vorbesc rusește și îmi povestea că în stepă folosesc mereu cuvântul albastru ca să descrie cerul, chiar dacă el e cenușiu, pentru că știu că deasupra norilor el continuă să fie albastru. Mi-a luat mâna și m-a ajutat să traversez norii aceia. M-a învățat să iubesc înainte de a-l iubi pe el. Mi-a arătat că inima mea era în slujba mea și a lui Dumnezeu, nu în slujba altora. A spus că trecutul meu mă va însoți mereu, dar că dacă mă voi elibera de fapte și mă voi concentra numai asupra emoțiilor, voi înțelege că în prezent există totdeauna un spațiu la fel de mare ca stepa pe care îl putem umple cu altă dragoste, cu alte bucurii ale vieții. În sfârșit, mi-a explicat că suferința apare atunci când așteptăm ca ceilalți să ne iubească în felul dorit de noi, iar nu așa cum trebuie să se manifeste iubirea. Liber, nestăpânit, călăuzindu-ne cu forța ei, împiedicându-ne să ne oprim. Mi-am luat capul de pe umărul ei și am privit-o. Îl iubești? L-am iubit. Și îl mai iubești? Crezi că ar fi posibil? Crezi că dacă iubeam pe altcineva când am aflat că vii, n-aș fi plecat de aici? Ai dreptate. Cum ți-ai petrecut dimineața așteptând să se deschidă ușa? Atunci, de ce pui întrebări prostești? Din nesiguranță, mi-am spus eu, dar a fost extraordinar că am încercat să regăsesc dragostea. Sunt gravidă. Parcă s-a prăbușit lumea în capul meu, dar n-a durat decât o clipă. Dos? Nu. Cineva pe care l-am cunoscut și-a plecat. Am râs, deși aveam inima cât un purice. De fapt, nici nu prea ai multe de făcut în acest capăt de lume, am spus eu. Nu este capătul lumii, să știi, răspunse Esther râzând și ea. Dar poate că e momentul să te întorci la Paris. M-au sunat de la tine de la serviciu și m-au întrebat dacă știam unde să te găsesc. Voiau să faci un reportaj însoțind o patrulă NATO în Afganistan. Trebuie să le spui că nu poți. De ce nu pot? Ești gravidă. Trebuie să am grijă de tine. Vrei ca cel mic să înceapă să primească așa de devreme energiile negative ale războiului? Cel mic? Dar crezi că asta o să mă împiedice să lucrez? Și pe urmă ce-ți pasă? N-ai făcut nimic pentru asta. Cum n-am făcut? Nu din cauza mea ai ajuns aici? Sau crezi că e puțin lucru? Ea scoase din buzunarul veșmântului alb un petic de pânză pătată de sânge și mi-l dădu cu ochii înlăcrimați. E pentru tine, e pentru certurile noastre de care mi-era dor. Și, după o scurtă pauză, continuă. Spune-i lui Mihail să mai facă rost de un cal. Eu m-am ridicat,
Am luat-o pe după umeri, am binecuvântat-o, la fel cum fusesem și eu binecuvântat. Acesta este finalul romanului Zahir. Este de fapt o călătorie către sufletul scriitorului, către romanul, către sufletul fiecăruia dintre noi. Cred că fiecare dintre noi are un Zahir, cred că fiecare dintre noi are un dor după care călătorește prin lume sau călătorește prin propriul suflet. Fiecare dintre noi are o iubire pe care încearcă să o înțeleagă. Fiecare dintre noi încearcă să se înțeleagă pentru a avea cum să-și găsească, dacă vreți, drumul și legenda personală prin această lume. Este un roman care mi-a plăcut foarte mult. Nu pot să spun că mi-a plăcut mai mult decât Alchimistul, dar mi-a trezit interesul pentru că este într-adevăr un roman care vorbește despre noi. Fiecare dintre noi avem ca o lecție. Da, ca o lecție, pentru că fiecare dintre noi avem întrebări la care nu răspundem. Fiecare are liniștile și neliniștile lui și chiar mă gândeam înainte să vin la emisiune, fiecare dintre noi are zahirul lui, dar unii dintre noi nu au puterea să-l lase niciodată să se elibereze, să-l urmeze și să încerce să-l găsească și să se bucure de el, pentru că până la urmă orice lucru care nu ne dă pace trebuie urmat și trebuie să ne bucurăm de el, chiar dacă este o obsesie, chiar dacă este o nebunie de moment, chiar dacă este o poveste de dragoste. Iată că în cazul personajelor noastre, Zahirul a devenit poveste personală și poveste de iubire. Iată deci că cele trei tablouri ale Mihaelei ne identifică trei ipostaze ale feminității, trei ipostaze ale unui zahir descris de Paulo Coelho. Aș vrea să închei. Am un pasaj foarte frumos, tot aparținându-lui Paulo Coelho, pentru că mi-am propus eu să vorbesc puțin despre el și ca om. Michel, da, te rog frumos, ne arăți și nouă. Este o fotografie cu soția lui, care este și ea pictoriță, și iată că se leagă frumos invitația mea făcută Mihaelei de tema de astăzi. Și dacă vă uitați un pic, felul în care cei doi țin mâinile pare exact desenul așa anatomic al unui fluture, iar pe mână are fiecare dintre ei tatuat un fluture. Este un simbol al libertății și al libertății de exprimare, de comunicare, în care cred amândoi. Avem și o imagine cu un fluture realizat de soția lui Paulo Coelho. Este un fluture foarte frumos și observați, culorile sunt chiar din zona aceea spaniolă și trandafirașii aceia galbeni îmi amintesc de desenele cu care sunt ornate casele în Mexic, în Spania. Țin tot de tradiția lor, da? Și avem și noi aici în față un fluture, pentru că i-am arătat Mihaelei fluturașul și i-am povestit un pic așa despre Paulo Coelho și despre soția lui. Și iată, o familie frumoasă care crede în comunicare, crede în iubire, crede într-o relație în care ne putem acorda șansa de a fi liberi, să ne descoperim, să creăm, să comunicăm, să iubim, să călătorim. Și apropo de lucrurile acestea, am să vă spun în câteva cuvinte ce am învățat eu de la
Paulo Coelho omul, dar și scriitorul, să nu judec oamenii, pentru că adesea nici ei înșiși nu se cunosc când de ajuns. Și pasajul lui Paulo Coelho, de la care am tras această concluzie, este: niciodată nu putem judeca viața celorlalți, pentru că fiecare își cunoaște propria durere și renunțare. Una este să crezi că ești pe drumul cel bun și alta este să crezi că drumul tău e unic. Să încercăm să lămurim mai întâi ce este cu viața noastră și cu întrebările noastre și apoi să dăm sfaturi celorlalți, pentru că toată lumea pare să aibă o idee foarte clară despre cum ar trebui alți oameni să-și trăiască viețile, dar nimeni nu are o idee prea clară despre propria viață. Să trăim clipa, așa cum și poetul roman Horațiu ne învățase, spunând atât de frumos: carpe diem. Nu trăiesc nici în prezentul, nici în viitorul meu. Viața va fi o parte din tine, o mare sărbătoare, întrucât viața este clipa în care trăim acum. Să nu trăim viața altora și să nu stăm în aglomerație, chiar dacă mulțimea este formată din prieteni. Cu prietenii pe care și face, spune Paulo Coelho, omul nu trebuie să stea zi de zi. Când vezi aceleași fețe mereu, ajungi să-i consideri ca făcând parte din viața ta. Și dacă fac parte din viața noastră, încep ușor, ușor să vrea să ne și schimbe. Dacă nu ești cum vor ei, se supără, pentru că toți știu exact cum trebuie să trăim noi, ceilalți, și niciodată n-au habar de cum trebuie să-și trăiască propriile vieți. O altă idee care mi-a plăcut a fost aceea de a nu ne agăța de trecut, pentru că trebuie să știm, să vedem, să înțelegem când se încheie o etapă din viața noastră. Dacă te încăpățânezi să rămâi mai mult decât e necesar într-un loc sau într-un suflet, pierzi bucuria de a trăi și sensul vieții. Să iubim dacă vrem să fim sănătoși și fericiți, pentru că iubirea este adevărata energie a vieții și pentru că dragostea este, fără definiții. Așa că sfatul lui Paulo Coelho pentru fiecare cititor al său este următorul: iubește și nu întreba prea multe, doar iubește. Dar să nu scăpăm din vedere nici faptele serioase ale dragostei, pentru că dragostea este o ființă sălbatică. Când încercăm să o ținem în frâu, ne distruge. Când încercăm să o închidem, ne înrobește. Când încercăm să o înțelegem, ne devine zahir și ne tulbură. Să tindem întotdeauna spre a fi varianta noastră cea mai bună, fiind sinceri în primul rând cu noi înșine. Dacă vrei să ai succes, trebuie să respecti o regulă: niciodată să nu te minți pe tine însuți. Și să nu ne bazăm niciodată pe lecția renunțării, pentru că nu ești înfrânt atunci când pierzi, ești înfrânt atunci când renunți, ne spune Paulo Coelho. Și cea mai importantă lecție pe care eu am desprins-o din scrierile lui este aceea de a citi, de a citi mereu, de a citi cărțile, de a citi cărți care ne bucură sufletele și care ne aduc alinare, dar mai presus de orice să iubim, pentru că în fiecare poveste de dragoste există întotdeauna ceva care ne apropie de identitatea și de esența vieții. Fiecare poveste de dragoste conține în ea toate tainele lumii. Și așa cum spunea Paulo Coelho atât de frumos în romanul Alchimistul, să nu uităm că suntem călători într-o călătorie cosmică, praf de stele, învolburând și dansând în vârtejurile și vârtejurile infinitului. Viața este eternă. Ne-am oprit o clipă să ne întâlnim. Să ne întâlnim, să iubim, să împărtășim. Acesta este un moment prețios. Este, de fapt, o mică paranteză în eternitate, doar pentru noi. Mulțumesc!